like velvet. Her face cut from stone. Her eyes when she's smiling. We'll never reach home. But hear how she sings. Acum un an și 10 luni. Mi-a plăcut de altfel faptul că am fost foarte hotărâși de terminat din prime de zile. După 2 săptămâni eram deja la părinții lui în vizită. După alte 3 luni mă cerea de soție, iar eu ziceam încântată da, pentru că era, mi-am dat seama că e omul lângă care vreau să îmbătrânesc. Iar astăzi, după un an și 10 luni, deja mergem împreună la biserică. Peste 10 ani sper să avem vreo 2 copilași. De 10 ani, așa că va trebui să ne apucăm de treabă. Vrem să călătorim mult și să ne bucurăm de fiecare moment împreună, de fiecare zi. Știe deja că îl iubesc foarte mult, îi spun asta în fiecare zi, îi arăt și încerc să-i demonstrez în orice moment. Uneori poate un pic cam prea mult. Și sper să îmbătrânim frumos amândoi. Dragul meu, vreau doar să fii întotdeauna așa cum ești acum, răbdător, grijuliu, să găsești întotdeauna telefonul mobil și să nu uiți de avalanșa de pupici din fiecare dimineață. De piatră și înțelegere și să omene și nepoței, să ne bucurăm de ei, de voi, de dragi și noi de voi. Multă sănătate, fericire, tu știu că ești cu nepoței. Toate cele avem bune, sănătatea pe primul plan, înțelegere, dacă bani, să vă dea Dumnezeu mai multă bani și nepoței cât mai bun.